Antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe la Europa FM. Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Sunt Mirela Retegan și împreună cu Gaspar Gheorghe vă invităm la o nouă ediție Antrenorul Părinților. Bună dimineața, Mirela! M-a întrebat cineva dacă suntem doi, de ce e tot antrenorul părinților? De ce nu sunt antrenorii părinților? Pentru că noi doi ne-am contopit și suntem un singur antrenor. Noi suntem o femeie și un bărbat transformați într-un antrenor. Are sens, are antrenorul sens. Nu e nici om, nici femeie și nici bărbat. Antrenorul e o entitate de sine stătătoare. Are sens, da. Să știi că m-am întâlnit la Curtea de Argeș la începutul săptămânii cu foarte mulți oameni care ți-au transmis că te iubesc, că ești minunat, că ce voce are Gaspar, că ce drăguți suntem împreună, da, Gaspar, cum e? Cum e în realitate? Da, sunt foarte. Le mulțumim frumos că ne ascultă și că sunt alături de noi. Să invităm să-și deseneze zâmbetul pe chip. Exact. Să nu uite, chiar dacă este această mini-vacanță de 1 mai, că atunci când se ceartă în mașină, oamenii din trafic îi văd și nu face bine feng shui-ului circulației naționale. Așa că desenați-vă un zâmbet și hai să mergem cu bucurie în ziua asta, că suntem așa pe veselie astăzi totuși. Da, avem nevoie să cultivăm energia pozitivă, da. Gașpar, vreau să vorbim despre inteligența emoțională. Tu știi că unul dintre scriitorii mei preferați e Gaspar Gheorghe. După Gaspar Gheorghe. După Gaspar Gheorghe. Așa, așa. Bine, mă mai citești pe mine, pentru că am scos cărți acum 6-7 ani și nu mai știu ce. Și cum e când recitești câte o carte? De-a mea? Da. Nu, n-apuc să citesc una întreagă. Dar eu când scriu o idee, o scriu compulsiv. Mie îmi place să spun, eu nu scriu corect, eu scriu pasional și o trimit editorului. Niciodată nu o recitesc, pentru că am sentimentul că nu am dreptul să intervin asupra ceea ce mi s-a dictat, că eu scriu după dictare. Tot ce scriu eu sunt texte la primul impuls. La prima mână, da. Da. O trimite editorului ca să o așeze, să facă traducerea din Mirela Retegan în română, pentru că intervine și autocorectul și scriu pe telefon și scriu repede și scriu așa cu nerv, și când mi-o trimite înapoi și o recitesc, nu vine să cred că eu am scris asta. Wow! Iar texte pe care le citesc sau mai vin în cap idei diferite, abordate dintr-un alt unghi, și le spun celor din jurul meu, măi, uite, m-am gândit la asta. Și zic, da, am așa sentimentul că am citit-o undeva, că a scris-o cineva. Și îmi spun colegii, dar tu ai scris-o, mai vorbit despre ea acum câțiva ani. Ăsta e sentimentul pe care îl am atunci când citesc, dar îmi place foarte tare să citesc, mai glumesc când spun că mă citesc pe mine, pentru cei care nu văd pancarda invizibilă cu glumă. Însă nu glumești când spui că îl citești pe Gaspar Gheorghe. Nu, pe Gaspar chiar îl am pe noptieră. Și pe Alain de Botton? Și da, acolo sunteți. Tu, Alain de Botton, Augusto Cury. E o companie plăcută, și, mulțumesc. Mai e cineva care îmi place foarte tare, cel care a scris Biblioteca de la miezul nopții, Hag. Da, nu mai știu cum, dar Hag, sigur. Ăștia patru sunt bărbații de pe noptiera. Bărbații care sunt cu mine în fiecare noapte. Așa. Și Alain de Botton zice așa: ar trebui să se ia de mână părinții cu copiii lor, indiferent că părinții au 30 de ani sau 20 de ani sau 50 de ani și copilul are 2 ani sau 5 ani sau 7 ani sau 15 ani, și să se ducă la o școală în care să învețe inteligența emoțională. Pentru că și adulții și părinții sunt la nivel 0 de învățare a inteligenței emoționale. No, hai să vedem, Gaspar, cum se zice la Cluj, oare știm ce e inteligența emoțională? Probabil că în teorie avem habar. Și se vorbește de vreo 20 de ani încoace, se vorbește mult, inclusiv în România sunt cărți, e un subiect care a fost foarte mult timp promovat, în continuare e scos în evidență, însă cred că e o diferență majoră, Mirela, între a ști ce e ceva și a practica acel ceva. Hai să vedem din punct de vedere al definiției. Ce e inteligența emoțională? Din punctul meu de vedere, aici sunt foarte multe definiții, să voi spune perspectiva mea, e capacitatea de a recunoaște emoțiile și sentimentele pe care le trăim în corp. Okay. Și de asemenea de a vedea, în ghilimele, emoțiile și sentimentele oamenilor cu care noi interacționăm. Pentru că dincolo de comportamente, dincolo de cuvintele pe care le folosim, rostite sau scrise, există și această energie reprezentată de emoții. Și de cele mai multe ori noi avem nevoie ca celălalt să vadă emoțiile mele, ce se află în spatele comportamentului. Să vadă și să știe și să reacționeze? Să vadă, să recunoască și să accepte. Pentru că atât de des, în momentul în care îi vedem emoționați pe cei din jurul nostru sau ne vedem noi pe noi emoționați, avem tendința de a ne călca emoțiile în picioare. Nu ar trebui să-mi fie frică, nu ar trebui să fiu furios, nu ar trebui să fiu trist, nu ar trebui să fiu dezamăgit, nu ar trebui să am regrete și atunci nu facem altceva decât să ne invalidăm și să-l invalidăm și pe celălalt. Pe când inteligența emoțională vine și ne spune că cea mai bună strategie, cea mai bună modalitate pentru a ne dezvolta într-un mod sănătos și a rămâne cumva conectați cu noi înșine și cu lumea din care facem parte, e să ascultăm un pic mai mult ceea ce ne comunică emoțiile. Nu să decidem neapărat în funcție de emoțiile noastre, dar să le ascultăm. Uite, nu mă ajută deloc să recunosc că n-am înțeles nimic din ce mi-ai spus. Ai putea să oglindești ceva din ce am spus? Nu, știu unde m-ai pierdut. De asta aș vrea să mă ajut să înțeleg, pentru că probabil... În schimb, m-ar ajuta să-mi spui ce ai auzit din ce am spus, ca să mă asigur că ai fost conectată cu mine. Păi am fost conectată, așa. Am auzit ce ai zis, dar n-am înțeles. În momentul în care ne călcăm, eu cu asta am rămas, că ne călcăm în picioare emoțiile, da? Adică atunci când eu simt asta sau când te văd pe tine furios, da? Furia este o emoție. Când eu te văd pe tine furios, eu încalc mie emoțiile sau... Aici n-am înțeles. S-ar putea să facem asta și cu propriile emoții, dar și cu emoțiile celuilalt. De exemplu, hai să luăm o situație în care tu te-ai activat emoțional. Okay. O situație reală. Ceva ce-ți vine în minte acum. O discuție la muncă, o discuție... Hai să fie cu Maia, că sunt cele mai frecvente. Exact cum îți spuneam, că aseară am avut o discuție în care simțeam că mie îmi crește tensiunea, eram foarte pasională, fermă și destul de furioasă în această discuție. Ok, deci ai simțit furie, da? Da. Și ce ai făcut cu acea energie a emoției? Ai pus-o în cuvinte, ai exprimat-o, ai verbalizat-o? Evident! Aha, evident ce? Evident că am certat-o și i-am spus tot ceea ce simțeam nevoie să-i spun. Deci ai spus tot ceea ce ți-a venit în minte, tot ceea ce ți-a trecut prin cap și ai spus mai și cât ești de furioasă? Nu. Asta e diferența între cineva cine dă dovadă de inteligență emoțională și cineva cine dă dovadă doar de inteligență cognitivă. Asta e un fel, dar mă face într-un fel. Deci, Gaspar, dacă eu sunt nervoasă, tu nu vezi că sunt nervoasă? Okay. Adică trebuie să-ți spun? Da. Trebuie să-ți spun când tu mă vezi că scot spume și flăcări pe nas și pe urechi. Știi de ce? Pentru că s-ar putea să cred că ești furioasă, tu de fapt să fii speriată. Așa. Reacțiile noastre comportamentale sunt destul de asemănătoare atunci când vine vorba de emoțiile dificile. Păi așa, dacă mă întrebi așa, nici nu eram furioasă, că eram nu neapărat speriată, cred că e prea mult speriată, dar ușor îngrijorată. Da, cred că îngrijorat este cuvântul cel mai prost. Cred că părinții, în relația cu copiii, nu sunt bravo. Bravo, Gașpar. Mulțumesc frumos. Eu cred că tu de-aia vi să zic. Uite, acum îmi stârnești o emoție pozitivă. ai punctat ceva foarte important, pentru că noi am preluat de la părinții noștri această expresie. Mamă, ce m-am enervat, deci ce nervoasă am. Ai văzut că asta ți-am spus. Am fost nervoasă. Dar acum dacă stau să vorbesc cu tine, îmi dau seama că de fapt eu nu eram nervoasă. Că nervos înseamnă să vezi negru în fața ochilor, să te pierzi cu firea, să faci lucruri pe care nu... Eu controlam foarte bine această discuție. Era doar pe un ton ridicat, fermă, dar în spate ascundea de fapt îngrijorarea mea. Pentru că ea trebuia să facă niște lucruri pe care nu le-a făcut și asta a trezit din nou în mine îngrijorarea că poate nu le duce până la capăt, poate nu e perseverentă, poate toate grijile pe care nu le facem noi. Doar că, vezi, și aici suntem atât de tentați să punem accent pe ce gândim, nu pe ceea ce simțim. Vorbim despre îngrijorare și te duci cu mintea în special către viitor, ce o să se întâmple, ce nu o să se întâmple, și inteligența emoțională presupune să rămânem conectați cu energia emoției. Ok, simt neliniște sau îngrijorare. Cum se simte asta în corpul meu? Apare o agitație, apare un tremur, apare ce apare? Măi, Gaspar, deci când te apucă și vrei să spui tot ce ai de spus, nu mai ai timp să te gândești ce simți. Că tu, deci nu că nu mai ai timp, nici nu-ți trece prin cap. Cum fac eu ca înainte de a scoate pe gură tot ce-mi vine să scot, când simți starea aia de îngrijorare legată de copilul meu, să nu torn ca într-o găleată tot ceea ce îmi vine, ci să-mi dau seama ce se întâmplă cu mine în situația respectivă. Cum fac să-mi sune un clopoțel care să mă trezească? Nu știu dacă e nevoie neapărat de un clopoțel, Mirela. Cred că mai degrabă e nevoie să ne uităm cu adevărat spre noi înșine. Pentru că de cele mai multe ori începem să ridicăm vocea, țipăm și din păcate când facem asta copilul nu ne mai aude. E ca și cum aș țipa foarte tare la un microfon și copilul se protejează, mecanismele de apărare s-au activat. Însă în momentul în care mă întreb, ok, cum e ziua mea, cum e relația mea cu Maia, ce am învățat noi data trecută în ediția de duminica trecută, cum se simte relația noastră? Se simte tensionată, se simte bine, se simte... cum se simte? Dacă îndrăznim să ne adresăm astfel de întrebări, o să primim și răspunsurile. Problema e că suntem atât de centrați, focusați, Mirela, pe a rezolva cât mai repede lucrurile, încât nu stăm să analizăm de fiecare dată dacă soluția pe care am găsit-o ne ajută sau mai degrabă ne încurcă. Și cred că până în momentul în care nu o să ne dăm voie să ne ducem un pic mai mult atenția spre corpul nostru, apropo de inteligență emoțională, nu o să creștem. Pentru că inteligența emoțională, voi spune acum un lucru care e susținut științific, inteligența emoțională nu poate fi cultivată teoretic. Inteligența emoțională poate fi cultivată doar la cald. Cu alte cuvinte, în momentul în care tu ai o conversație dificilă cu Maia, să-ți îndrepți atenția asupra corpului, asupra sentimentelor și să vorbești despre asta. Asta presupune să-ți cultivi inteligența emoțională. Cu cine să vorbesc, Gaspar? Cu propria persoană. Ce simt, ce trăiesc. Eu singură prin casă. De exemplu, da. Pare greu. Da, pentru că iar mă trimit să lucrez eu cu mine. Știi? În loc să-mi... Dă-mi o soluție, cum să o fac pe Maia să facă ceea ce mă îngrijorează pe mine legat de viitorul ei. Poate nu e responsabilitatea Maiei. Să facă ce cred eu că trebuie să facă? Exact. Poate responsabilitatea ei e să-și trăiască propria viață și mămica ei să învețe să-și gestioneze anxietatea, neliniștea. Pentru cei care nu văd video, i-am scos limba lui Gaspar. Recunosc. Declar și... Mi se pare complicat. Este, da. Mi se pare complicat pentru că e fix ceea ce spuneai puțin mai devreme. Nu e o definiție pe care o înveți pe din afară și o activezi, ci trebuie să faci asta cât mai des. Dar auzi, și dacă ne antrenăm să facem asta, la un moment dat devine obicei? Exact, devine un nou automatism. E la fel ca orice deprindere, orice abilitate pe care o cultivăm. Cum a fost pentru fetița Mirela când a învățat să facă bastonașe, să scrie litere și după aceea să lege literele între ele și să formeze cuvinte. N-a fost tocmai simplu, n-a fost tocmai ușor. Acum, în momentul în care scrii, apropo de cum am început noi emisiunea, mai stai să te gândești cum se scrie A, cum se scrie B, cum se scrie C. De-aia zice Alain de Botton că ar trebui să mergem la școală. Oh, da. De mână. Oh, da. Știi că îmi dau seama că ce facem noi la Zurli este o grădiniță, nu o școală, de inteligență emoțională. Pentru că acolo în sală, atunci când eu îi trimit pe copii în brațele părinților și cântă împreună Nu vreau soare, nu vreau lună, vreau pupic de noapte bună, nu vreau să mă îmbraci în stele, vreau să asculți visele mele, părinții îi aud, îi înțeleg și îi, ai mai zis tu ceva, acceptă. Da. Iar copiii își exprimă emoțiile. Și copiii au nevoie de asta. Și ei îi văd pe părinți și îi aud, îi înțeleg și îi acceptă. Exact. Și copiii învață să-și gestioneze propriile emoții sau să se raporteze față de propriile emoții, pornind de la ceea ce văd de la părinților. Ok, am învățat în această discuție. Trebuie să recunosc că este pentru prima oară, de câte emisiuni am făcut noi, Gaspar? Peste 60, cred. Este pentru prima oară în 60 de emisiuni când eu mă uit ca vițica la Porta Nouă. Mi se pare cea mai grea temă posibilă. Adică, nu vrei să vorbim despre moarte? Moarte, să vorbim, traumă, despre Dumnezeu, da, da, traumă. Serios, mi se par... E ok să fie greu, Mirela. E în regulă și pentru ascultătorii noștri să știe că orice nouă deprindere nu e neapărat simplu de integrat în viața noastră. Ca să înțelegeți, mie nu mi-e greu să-mi fac meseria de jurnalist, fac asta de 25 de ani, dar în loc să stau să mă gândesc la ce simt efectiv în acest moment legat de discuția dintre noi aici, în studioul Europa FM, eu intru în anxietatea lucrurilor care mă așteaptă după ce ies din platou. Și va trebui să învăț să aplic tot ce ai zis tu, Gaspar. Uite, cum fac să nu mă gândesc la viitor și să trăiesc efectiv ce simt în momentul ăsta? Pentru că în momentul ăsta simt așa o ceață imensă în fața ochilor mei. Să știi că mulți dintre noi evadăm din prezent și preferăm să ne bălăcim în ceea ce se va întâmpla sau în ceea ce s-a întâmplat deja. Dar asta înseamnă și să pierdem frumusețea vieții. Și în momentul în care conștientizăm asta, ne putem întreba oare de ce anume vreau eu să fug? Fug de frică, de anxietate, de neliniște, de agitație sau fug pentru că nu sunt obișnuit să am o relație intimă din punct de vedere emoțional cu propria persoană. Sau îți mai dau eu o variantă, pentru că eu fug dintr-un alt motiv, că mie îmi place să stau aici cu tine, eu fug din nerăbdarea de a vedea dacă mă descurc cu ce ai zis tu că trebuie să fac după ce terminăm asta, da, știi? Da, da. Eu fac parte din această categorie care mă grăbesc să trăiesc în viitor, pentru că îl văd, îl simt și vreau să măsor puterile. Și asta are sens, da? Foarte frumos spus. Da. Bun, să recapitulăm și să ne întoarcem. Da. Inteligența emoțională este ceva ce se învață practic, efectiv și face parte din acea capacitate a noastră de a îl vedea pe celălalt, de a-l auzi, de a-l înțelege și de a-l accepta. Și pe celălalt, dar și pe noi înșine. Și pe noi înșine. E ca o bandă cu dublu sens. Și către exterior și către interior. Bun. Inteligența emoțională. Da. Aș vrea să ne întoarcem și să vorbim puțin despre emoții, să le luăm așa pe rând, că noi vorbim acum despre inteligența emoțională. Dar am definit conceptul și acum intrăm în profunzime. Care sunt emoții la care trebuie să fim atenți atunci când le trăim și să ne folosim inteligența. Așa stau lucrurile? Da, da. Când te apucă emoțiile alea să-ți folosești inteligența? Exact. Inteligența aia cu care știi să faci bani? Inteligența aia cu care știi să te descurci în viață? Exact. Sau inteligența care te ajută să te descurci. Ok. Deci astăzi, Gaspar, m-a băgat în cea mai mare... Ce-i place! Dragi ascultători, nu știu ce simțiți voi în acest moment, dar rămâneți în prezent, aici, alături de mine și de Gaspar, pentru că circul nu s-a terminat. Și știi ce e foarte important, Mirela, din ceea ce ai spus tu? Faptul că a ne cultiva inteligența emoțională înseamnă a pierde controlul. Nu, lasă că pierzi controlul după pauză, pentru că... Poți să repeti ce am spus? A ne cultiva inteligența emoțională înseamnă a ne pierde controlul. Exact. Anton. Ne întoarcem, mă duc să beau puțin apă, fac pipi, îmi revin, mă plimb o tură și ne întoarcem. Suntem la Antrenorul Părinților aici la Europa FM. Colegii mei din regia tehnică îmi tot fac semne să stau dreaptă, să stau dreaptă. Cum să stau dreaptă, Gașpar? Că sunt din ce în ce mai embrion. Cred că mă trezesc înapoi, nu te rup mamei la sfârșitul emisiunii. Se întâmplă asta când avem de învățat noi adulții ceva nou, intrăm în rolul de copil, în rolul de elev și ne facem mici, ne comprimăm. Și când suferim. Eu mă regăsesc de multe ori în această poziție a fătului. Da. În placentă, atunci când vreau să nu mă mai atingă nimic din ce e în jurul meu și nu-mi place. Și știi că în astfel de situații, scuză-mă că iar te întrerup, în astfel de situații e important să ne repetăm că e în regulă tot ceea ce simțim și tot ceea ce trăim. Iar colegii din jurul nostru ar putea să încurajeze asta. Da, e ok să stai pe scaun un pic diferit față de cum se întâmplă de obicei. Asta înseamnă iar inteligență emoțională. Mie mi se par ușor nefirești aceste expresii. Sunt, da. Deci, serios, mi se par nefirești. Adică, zic oamenii așa ceva, e ok să fii nervoasă. Păi, dacă tu ești nervoasă și eu mă uit la tine... Nu, stai. Deci, eu sunt foarte nervoasă, da? Da. Și Maia se uită la mine. Și îi spun, fetiță, sunt foarte nervoasă. Și ea zice, mama... E ok să fii nervoasă. Păi dacă aș fi în locul lui mama mea, nu i-aș muta eu dinții? E și asta o variantă? Dacă eu îi spuneam lui mama, mamă, e ok să fii nervoasă. Păi avem eu dinții ăștia așa frumoși astăzi? Nu știm, merită să ai o discuție cu mama? Nu, nu-i cazul. E ok, îți spun eu, nu-i aveam. Cum ne obișnuim? Cum le aducem în normalitate aceste expresii? Că mie îmi place foarte tare tot ce ne zici tu. Dar, uite, o să și promit, săptămâna viitoare... apreciez asta. Fii atent. Așa. Apreciez. Facem asta. Așa. Eu și toți cei care ne ascultă și vor să facă asta, săptămâna care vine... E perfect, 1 mai, sunt foarte beat, e ok să... Am mâncat mici, mi-e rău, e ok să-ți fie rău, e ok să mănânci. Sigur. Voi introduce în vocabularul meu, e ok. Da. E ok să fii cum ești în momentul ăla. Da. Asta e mantra lunii viitoare. Da? Da. Și îi rog pe cei care ne ascultă să intre pe Facebook, pe Antrenorul Părinților și să ne spună când și cui i-au spus zilele astea, e ok. E ok ceea ce simți, e ok ceea ce trăiești, da. Spuneai că sunt cumva neobișnuite aceste replici și că nu sunt tocmai ușor de pus în cuvinte. Ce spune prietenul tău, Alain de Botton, apropo de nivelul de inteligență emoțională al oamenilor? E zero. Că e zero. Da. De aceea ne este atât de greu. De aceea nu ni se pare că sunt firești și naturale pentru că nu le-am practicat suficient de mult. Adică aceste expresii sunt ca și literele din alfabet? De exemplu. Dacă le învățăm, sunt câteva lucruri cu ele, pe care ne obișnuim cu ele exact, și devin automatism. Noi vom putea pe urmă să construim relații așa cum construim cuvinte și propoziții. Exact, să jonglăm cu ele mult mai simplu, mult mai ușor vor deveni niște automatisme. Și vorbim mult despre inteligența emoțională, Mirela, însă de asemenea este important să vorbim și despre alfabetizarea emoțională. Pentru că înainte de a construi cuvintele, copilul are nevoie să știe că există litere. La fel se întâmplă și atunci când intrăm pe tărâmul emoțiilor și al sentimentelor. E important să știm că există diferite emoții și diferite etichete pe care le lipim acestor emoții. Și psihologia emoțiilor ne vorbește despre câteva emoții primare sau emoții de bază. Unii specialiști spun că ne-am născut cu ele, alții spun că le dobândim pe parcursul copilăriei mici. Aici e o dezbatere foarte mare în lumea științifică. Care sunt? Și sunt 6 la număr. Frica, furia, tristețea, dezgustul, uimirea și bucuria. Păi și de ce mi-ai lăsat bucuria la final, Gaspar? Pentru că... Frica e cea mai puternică? Din categoria emoțiilor de bază, se pare că emoțiile plăcute sunt mult mai puține la număr. Bucuria și uimirea ar putea să fie integrate în categoria emoțiilor plăcute, iar celelalte 4 sunt emoții de supraviețuire. Sunt emoții care ne ajută să ne protejăm, emoții care ne ajută să evoluăm în viață. Adică de-aia unii oameni mă înțeleg așa de greu pentru că în viața mea combustibilul principal e format din bucurie? Pentru că perspectiva lor, percepția lor e un pic diferită de perspectiva ta și de percepția ta. Și tu ești genul de om. Pentru că eu funcționez cu ultima emoție. Tu ești genul de om care cred că a învățat să se implice în foarte multe acțiuni și comportamente care îți stârnesc emoția de bucurie. Da. Și majoritatea oamenilor au de crescut la acest capitol. Majoritatea avem o dificultate atunci când vine vorba de emoții, punct. Și cei mai mulți dintre noi ne întâlnim cu cele negative. Deci nu e ultima pentru că nu e importantă. Nu. Am crezut că le-ai luat în ordinea importanței. E ultima că ajungi mai greu la ea. Exact. Ah, bun, deci sunt ok. Da. Hai să le recapitulăm. Furia, da, frica, da, furia. Aș îndrăznea spune că aceste două emoții sunt cele mai puternice ca manifestare, ca intensitate, ca magnitudine. După care e tristețea, da, e dezgustul, da, e uimirea, da, și bucuria. Deci aceste emoții sunt stări pe care noi le trăim fără să ni le producem? Exact. Asta înseamnă emoții? Asta înseamnă emoții. Să trăiești ceva, să simți ceva ce nu se află în controlul tău. De aceea spuneam că inteligența emoțională presupune să accepti că nu ai de fiecare dată control. Ok. Și în momentul în care ai identificat aceste șase emoții, cum faci să le gestionezi într-un fel în care să-ți folosești inteligența atunci când ele apar, necontrolate fiind? Aici, una dintre strategiile care ne poate ajuta, însă strategiile funcționează doar dacă sunt practicate, doar dacă vorbim despre ele nu e suficient, dar una dintre strategiile care ne poate ajuta extrem de mult e să ne îndreptăm atenția asupra emoției, să mă întreb ce simt, după care să identific corect care este eticheta pe care o pot lipi emoției respective, să fac diferența între frică și furie sau între vinovăție și rușine. Noi am vorbit doar despre emoțiile de bază, dar ele sunt, pe lângă emoțiile primare, avem și emoții secundare. Și după ce am lipit eticheta, vine acea mantră de care ai spus tu, e ok ceea ce simt. Asta înseamnă management emoțional. Ce facem noi de cele mai multe ori e să ne îndreptăm atenția către ceea ce simțim, simt frică și vine mintea și îmi spune că nu, în relația mea cu Maia nu ar trebui să simt niciodată frică. Și în momentul respectiv, lupta nu se poartă doar în discuția cu Maia, ci și în ceea ce privește biologia noastră. Pentru că a simți ceva și a spune că nu simt acel ceva, e ca și cum ți-ai da cu ciocanul peste degete. Din nou s-a activat privirea de vizică la partea satului. Doamne, deci am vorbit mult mai ușor pe teme mult mai grele. Are dreptate Alain de Botton. Mă duc să-i scriu un mesaj, să-i spun, domnule, ai dreptate, zero barat inteligență emoțională. Foarte tare, deci care sunt cei trei pași? Subiectul. Hai să-i reluăm. E ok să fie greu, e în regulă, e în regulă tot ceea ce simți. Sigur că da, absolut. Deci uite, o emoție... Stai, oprește-te. Așa. Deci vă rog frumos, îmi pare rău că eu nu pot în momentul ăsta, nu vă pot da numărul meu de telefon să-mi trimiteți mesaje pe WhatsApp, dar aș vrea, înainte de a merge mai departe cu această discuție, să-mi trimiteți un mesaj pe Facebook, pe Instagram, pe ce vreți voi, pe Mirela Retegan, că sunt acolo și sunt activă, și să-mi spuneți dacă ați reținut cei trei pași. Deci dacă există cineva în momentul ăsta, din sutele de mii de ascultători, care ascultă emisiunea și au reținut din prima cei trei pași, scrieți doar atât. Eu am reținut sau eu nu am reținut. Ca să nu mă simt singură în toată lupta asta. Are sens, Mirela, și tot ceea ce vreau să mai adaug e... E ok să mă simt așa, da? E ok să fii obosită. E ok să uiți. Dar nu sunt obosită, să-ți fie greu. Foarte greu, Gaspar. E ok să fie greu. E ok. Bine, e ok să fii deștept, Gaspar. Mulțumesc. Deci care sunt cei trei pași? Să ne îndreptăm atenția asupra emoției. Ok. Să etichetăm corect emoția și să o acceptăm. Să descoperim care e emoția aia, nu cum am confundat eu aseară îngrijorarea cu furia. Și e ok să se întâmple și asta, pentru că e un proces de învățare. Și în momentul în care învățăm ceva, greșim, o dăm în bară, încurcăm lucrurile. Bun, hai să vedem și care sunt emoțiile. Să recapitulăm. Deci Gaspar nu se duce la stand-up comedie, că n-are timp. Și atunci el vine la Europa FM, că e gratis. Care-i stand-up-orul tău preferat, Gaspar? Colega mea preferată de la Europa FM e Mirela Retegan. Deci eu nu cred că el râde la alte spectacole cum râde la spectacolul vieții mele. Gaspar este cel mai fidel telespectator al spectacolului vieții mele. Mulțumesc, Gaspar. Da, mulțumesc și eu. Inteligență emoțională. Absolut, absolut. Știi că puteau să fie zero la inteligență emoțională și nu înțelegeau nimic din ce fac eu aici. Să recapitulăm cei trei pași. Atunci când vă apucă o stare pe care nu o puteți controla și care se numește emoție de către psihologi, care poate fi gestionată cu inteligență, dacă o mai avem. 1. Să fiu curios cu privire la ceea ce simt. Bun. Adică să fiu curios, să mă intereseze, să-mi pese, da? Să-mi duc atenția asupra corpului. Adică eu, pentru că nici măcar nu mi-am pus problema acestei, înseamnă că am fost cam ignorantă. Înseamnă că mi-am călcat în picioare emoția. Am fost cam ignorantă, Gaspar, că tu ești drăguț, da, ăsta e adevărul. Ești curios sau ignorant? Îți trezești curiozitatea sau te culci? Dai dovadă de curiozitate sau de ignoranță? Exact. Prefer să etichetăm emoțiile și nu persoanele. Deci când simți, nu fii ignorant și gândește-te ce simți. Da? După ce te gândești ce simți, încearcă să identifici ce simți. Exact. Care e emoția pe care o trăiesc acum? Simt furie, simt spaimă, simt îngrijorare. După ce am identificat ce simt, spun mantra de săptămâna asta. E ok? Să simt exact, asta. Exact. Și pe urmă ce fac? Pe urmă să-mi dau seama cât de mult se liniștește emoția mea. Doar pentru că am făcut asta. Scade intensitatea emoției doar pentru că am făcut asta. Pentru că, din punct de vedere fiziologic, e un studiu foarte interesant făcut, din punct de vedere fiziologic, intensitatea unei emoții crește 90 de secunde. După care ea e amplificată sau menținută artificial prin poveștile pe care mintea noastră le construiește. Și dacă în alea 90 de minute, în alea 90 de secunde, eu reușesc să devin curioasă despre ceea ce simt, să identific emoția pe care o trăiesc și să-mi spun că e ok să simt ceea ce simt, mintea mea nu mai scrie scenarii? Exact, exact, exact. Mă voi liniști și voi reuși să comunic cu celălalt sau cu propria persoană într-o manieră inteligentă. Adică dacă copilul meu nu îmi răspunde la mesaje și la telefon și în loc să fac tot felul de scenarii, îmi dau seama că simt îngrijorare, îmi dau seama că sunt agitată, o recunosc ca fiind îngrijorare și recunosc că e normal să fiu îngrijorată pentru că i-am dat 17 mesaje în ultimele 2 ore și nu mi-a răspuns. Capul are timp să se relaxeze? Exact. Pentru că dacă nu, poveștile pe care mintea mea le construiește, gândurile negre, doar îmi amplifică trăirea. Ok. Și eu voi fi din ce în ce mai neliniștit, din ce în ce mai îngrijorat și în momentul în care, în sfârșit... Și când eu sunt din ce în ce mai neliniștită și mai îngrijorată, înseamnă că mi se întunecă inteligența de tot și nu pot să iau decizii bune? Da. Devin o persoană primitivă. Încep să țip, să urlu, vine copilul acasă, îi dau 2 palme, îl pedepsesc, îi iau telefonul și așa mai departe. O să fac o emisiune cu mămica din Neandertal, în rolurile principale, Mirela Retegan și toți ceilalți părinți care nu recunosc cei trei pași în inteligența emoțională. Hai, Gaspar, abia aștept conferința de la Cluj. Deci abia aștept conferința de la Cluj, dacă nu mă tăvălesc eu pe scenă, să văd eu cum, dacă nu fac eu acolo circus, să văd cum te descurci cu mine. Da, pe 15 mai. Varză mai făcută emisiunea asta. Deci varză a la Cluj. Varză a la Cluj, pe 15 mai ne vedem la Cluj, să vedeți o varză a la Cluj, care sunt eu și care o să spun ca la Asociația Alcoolicilor Anonimi. Sunt Mirela Retegan și recunosc că nu sunt un părinte perfect. La Casa de Cultură a Studenților? Da. De la ora 18. Îi mulțumim domnului director de la Casa de Cultură a Studenților care ne-a dat sala gratis. Le mulțumim celor care și-au rezervat locuri și îi invităm pe toți cei care sunt din Cluj sau din orașele apropiate să vină la Cluj în acea zi, pentru că ce se întâmplă acolo nu se mai întâmplă niciodată. Eu chiar cred că evenimentele astea sunt unice. Exact. Și veți avea șansa să ne fi văzut într-un fel în care foarte puțini oameni vor avea această ocazie să ne vadă. Dezbrăcați de toate conveniențele. Cei care ascultă emisiunea ne simt energia. Acolo o să ne și vadă. Și o să ne vadă într-un fel în care eu cred foarte tare în întâlnirile live. Am putea spune că va fi antrenorul părinților live. Da. Cu toți ascultătorii în sală. Păi exact așa o să fie. Așa cum eu cred în autografele pe care noi le punem pe cărți și cred că pun din energia mea acolo în semnătură, cred foarte tare în aceste întâlniri live, în care respirăm același aer, ne preluăm unii din stările celorlalți și reușim să ne conectăm într-un fel în care nu se întâmplă asta online. Oricât de mult am spune că tehnologia este viitorul, eu cred foarte tare că întâlnirile unul la unul sunt alea care ne liniștesc, ne duc într-o zonă de confort. Da, abia aștept. 15 mai. 15 mai la Cluj este 150 de RON un bilet, vă rezervați un loc, nu sunt cu locuri, intră și fiecare să așeze unde vrea și îmi doresc foarte tare să umplem acea sală, pentru că această campanie, această conferință susține campania Mesaje de iubire pentru copiii cu branule. Vorbesc foarte mult despre această campanie în ultima vreme. Cred foarte tare în eficiența ei și cred foarte tare că suntem bine atunci când facem bine și îi invit pe oameni să fie alături de noi. Cei care pot să vină la conferință vor fi foarte câștigați, pentru că vor avea parte de o distribuție de aur cu Raluca Anton, cu Bob Brădulescu, care este delicios, cu Raluca. Raluca este o prințesică, e așa, o prințesă, o combinație, pentru că ea e foarte fermă și foarte serioasă, dar în același timp e ca o zână. Eu, tot timpul, măi, din ce aluat e făcută femeia asta, pentru că reușește să fie zâna aia care printre dinți îți face o magie de nu te vezi. Bob, care este delicios și reușește să ducă într-o zonă extrem de amuzantă toate lucrările. Gaspar, care va pune totul în curat, va da sens. Abia așteptam să văd ce vei spune. Că vei da sens acestei conferințe. Narcisa Sulciu, care e o poveste de om și abia aștept să o vedeți și în această postură. Ea a vorbit destul de rar despre experiența ei de mamă. Și Codin Maticiuc, care sperăm să ajungă, el filmează în LA în perioada asta, următorul film Miami Beach, sperăm să ajungă. Și el are o poveste și este tot așa un spectacol de om. Iar cu toată modestia subsemnată... Tu vei fi sarea și piperul. Cred că voi fi mai mult piperul decât sarea. Pentru că îmi doresc foarte tare să fie loc pentru toată lumea. O să fie acolo Anca Dinu, care va încerca să ne țină. Ne va disciplina. Va încerca să ne țină cumva în frâu. Dar abia aștept această conferință. Le mai povestim și în edițiile următoare. Eu le dăruiesc celor care vor intra pe Facebook să răspundă la întrebarea de săptămâna asta. Am zis că îi rugăm să scrie la comentarii persoanele pe care le-au validat emoțional. Da. Da. În relația cu cine au folosit această mantră, este ok ceea ce simți. Cui ai spus zilele astea, e ok ceea ce simți? Și dacă ai făcut, da, am făcut asta, și cui i-ai spus, dacă poți să spui sau să ne spui eu ce ai spus. E ok să simți furie, e ok să simți bucurie, e ok să simți inteligență. Aia, inteligența nu e o emoție. Nu e neapărat o emoție, da. Dar e ok să simți inteligență, nu? E ok să ne simțim inteligenți. Ce înseamnă, Gaspar, dacă eu simt inteligență? E de bine, totul e de bine. Înseamnă că eu mai mult o simt decât o practic, nu? Îl ador pe Gaspar. Deci, din partea magazinului Zurli, jocuri de jucat primăvara și astăzi, aici, acum, cu toată dragostea, pentru cineva care va scrie la comentarii. Va da un exemplu de validare emoțională. Da. Validat emoția zilele astea. Ce limbaj frumos! Mulțumesc, Mirela! Și din partea paginii de psihologie, tu ai spus că Alain de Botton e unul dintre autorii tăi preferați. Pentru mine, John Gottman e unul dintre autorii mei preferați și avem această minunăție de carte, Parenting, cum să creștem copii inteligenți emoțional. Tot ceea ce am discutat noi poate fi aprofundat, poate fi prezentat într-o manieră mult mai facilă, iar John Gottman are această capacitate. Recapitulăm. Cei trei pași. Gaspar, fii atent. Te concentrezi? Da, da. Că trebuie să-mi dai notă, da? Da, da, nu, da. Am zis că mergem la școala inteligenței emoționale, da, da? Da. Și trebuie să fi învățat ceva și eu în această ediție. Deci cei trei pași în inteligența emoțională sunt: 1. Să-ți dai seama ce simți, da. Să devii curios și să devii curios despre ceea ce simți, să identifici care este emoția pe care o simți, da. Și să validezi, adică exact. Să spui mantra, e ok ceea ce simți. Da, nota 10 cu steluță, foarte bine! Doamne, îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că ai fost alături de mine. Mi-a plăcut tare, greu. Orice lucru nou e provocător. Dragilor, această ediție o găsiți pe Spotify. Dați-o cu un cetinitor, vă rog frumos, cel puțin prima parte. Nu vă grăbiți și puteți, acolo pe Spotify, asta e partea faină, că aici a fost în direct. Dar pe Spotify, unde sunt toate cele 60 de ediții, puteți să dați înapoi și să mai ascultați încă o dată și încă o dată și încă o dată. Și dacă veți simți că n-ați înțeles, în secunda 2 o să urmeze replica mea în care o să vă dați seama că nu sunteți singuri. Te iubesc, Gaspar. Mulțumesc frumos. Hai, 1 mai muncitoresc, da? Mă duc să pregătesc micii? Păi da, tu ce faci de 1 mai? Muncesc. Gaspar, eu o să fac mici. Yay! O să-mi cumpăr grătar. Fac mici. De când m-am mutat în București, îi auzeam pe toți că se duc de 1 mai la cineva la curte și eu n-aveam la cine. Acum în curte și am chemat toată firma. Felicitări! Așa că 1 mai muncitoresc, vă pup, duminică frumoasă, săptămână minunată și promit toată săptămâna viitoare să validez emoțiile mele și ale celorlalți. La revedere! Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe, Antrenorul Părinților, la Europa FM.